Eclipsa solară totală este considerată ca fiind unul dintre cele mai impresionante fenomene de pe Pământ. Potrivit cercetătorilor, faza maximă a eclipsei a avut o durată de 4 minute și 9 secunde. Este a 10 -a eclipsă totală din secolul 21. Eclipsa totală va începe în Oceanul Indian, va trece la sud de Sumatra, cât și la sud de Borneo. Va continua peste insulele mărunte ale arhipelagului indonezian. Este prima din cele cinci eclipse care vor avea loc în 2016. Fiecare eclipsă de soare reprezintă sfârșitul unui ciclu și în același timp un nou început. Tot în luna martie se va produce și a doua eclipsă din anul 2016, mai exact pe data de 23, când va avea loc eclipsa de lună prin penumbră vizibilă în Asia, Australia, Pacific și în vestul Americii. Următoarele eclipse vor avea loc și în luna septembrie, respectiv în prima zi a lunii, iar în data de 16 septembrie eclipsa de lună prin penumbră va putea fi urmărită din Europa. Eclipsele de soare pot fi de trei tipuri, parțiale, inelare și totale. Avem cam o eclipsă totală la 40 de ani vizibilă din aceeași regiune de pe Pământ, cele parțiale ale sunt mai dese și se produc atunci când luna trece peste discul soarelui, neacoperindu-l complet.